Bun găsit la Artfel de Jurnal, un altfel de jurnal despre artă și artiști. Sunt Veronica Kirchner. Astăzi, în prima parte, este vorba despre Andrei Cădere, unul dintre reprezentanții cei mai importanți ai artei conceptuale din lume. Andrei Cădere s-a născut la 30 mai 1934 în Varșovia, în timpul mandatului diplomatic al tatălui său, dar a crescut în București. În 1967 emigrează în Franța, iar în anul decisiv, 1972, devine cunoscut internațional prin comportamentul său artistic neconvențional. Andrei Cădere este reprezentat de Hervé Bis Galerie din Franța. Mulțumesc frumos, Hervé Bis Galerie și Estate Andrei Cădere, pentru imaginile inedite puse la dispoziție. Merci beaucoup! În partea a doua a episodului de astăzi este vorba despre expoziția lui Thierry Mugler de la Kunsthalle München, prima expoziție dedicată creațiilor acestui designer de mod neconvențional. Andrei Cădere este unul dintre cei mai necunoscuți artiști români cunoscuți. A fost prieten cu Octav Grigorescu, artistul și poetul despre care vă vorbeam săptămâna trecută. Prin aparițiile sale, însoțit mereu de una dintre lucrările sale, această bară de lemn rotund, Andrei Cădere a tulburat apele lumii artistice convenționale. Înainte ca Andrei Cădere să devină Andrei Cădere, acesta își câștigă existența, printre altele, ca model pentru artiștii vremii. Cunoscut este acest portret al său ca oțelar, realizat de Corneliu Baba în 1961. Iar acesta este singurul autoportret al lui Andrei Cădere din 1963-1964, aflat acum în colecția Muzeului de Artă Recentă București. 3 ani mai târziu, Andrei Cădere ajunge la Paris, unde găsește o scenă artistică dominată de arta optică și cinetică. Primele sale lucrări din această perioadă sunt abstracte. Acestea, cu șipcile monocrome, de lemn cu profil rotunjit, vibrante prin coloratură, lipite una lângă alta, paralel pe suportul negru, trădează deja interesul lui pentru matematică. Aceste forme de relief devin cu timpul independente de suport, pentru a ajunge în anul decisiv 1972 lucrări de sine stătătoare, parte integrantă a activității sale și a personajului său. Aceste bare de lemn rotund au devenit marca lui reprezentativă. Ele constau din segmente cilindrice colorate, a căror lungime este egală cu diametrul lor și ansamblate pe principiul permutației matematice, în care este introdusă, în mod asumat, o eroare. Purtate uneori cu ostentație, aceste bare de lemn rotund îl vor însoți în toate deplasările sale, de la un vernisaj la altul, chiar și acolo unde de fapt nu fusese invitat. Prietenul meu, Andrei Doicescu, istoric de artă, îmi povestea. Eram prieten bun cu Andrei. În anii 70 lucram amândoi în atelierul artistului american Sol LeWitt. Trăgeam linii pentru el. Deci el avea acest concept în minte încă din acei ani. Era obiectul de artă nevandabil. Mergea la vernisaje cu obiectul de lemn pe umăr, iar apoi îl sprijinea de un perete sau îl punea pe jos și lăsa acolo. Intervenea provocând și scandalizând în arta altora. Nu ar fi fost de acord cu termen de performance, de acțiune. El nu numai că sfida toată școala de artă minimalistă franceză, ci mai mult contesta galeria de artă sau muzeul ca spațiu de exprimare artistică. În expoziția din 2018 de la Centre Pompidou, exact așa au fost prezentate lucrările lui Andrei Cădere, printre lucrările celorlalți artiști, de la Josef Beuys, Gerhard Richter, până la Ion Grigorescu și chiar într-un tandem cu coloana infinitului a lui Brâncuș. Așa cum Brâncuș călătorise de la București la Paris pe jos în urmă cu aproape un secol, conform legendei, așa urma Andrei Cădere în anul 1972 să parcurgă drumul de la Paris la Kassel, în proiectul Drumețul de la Kassel, participare neoficială la Documenta 5. Andrei Cădere declanșează o polemică imensă. Sanda Agalidi își amintește într-un articol apărut în Observator Cultural. Andrei parafraza astfel ironic călătoria compatriotului său celebru Constantin Brâncuș. Cădere a acceptat inițial, iar apoi și-a transformat angajamentul în farsă. A trimis din când în când vederi care îi asigurau pe organizatori că drumețul se apropie de destinație, iar cu puțin timp înainte de data sosirii, o telegramă anunța că drumețul ajunge de fapt cu trenul.
Zeman s-a simțit înșelat și l-a exclus pe Cădere din expoziție. Miza lui Cădere a fost dublă. Pe de o parte, și-a făcut remarcată prezența într-un context important, pe de altă parte, a refuzat să fie încadrat într-un stereotip cultural legat de propria origine. Referiri la arta lui Andrei Cădere au făcut printre alții artiștii George Crângașu, Ciprian Mureșan și Dan Pejovski. La finalul filmului ați văzut un desen de Dan Pejovski. Dacă doriți să vedeți mai mult din arta sa, sunteți invitați să-i vedeți secțiunea care este dedicată la Kunsthalle Viena până în octombrie anul acesta. Sau din 17 iulie să îl vedeți în expoziția de la Muzeul din Oldenburg. Dar despre această expoziție poate într-un alt episod din Artfel de Jurnal. Inspirat de omul mașină din filmul Metropolis din 1927 al lui Fritz Lang, Thierry Mugler a creat aceste costume androgine futuristice. El spune că a încercat în lucrările sale să prezinte femeia mai puternică. Tot din Metropolis este inspirată și această fotografie realizată de David LaChapelle cu Lady Gaga într-un costum de cyborg feminin semnat de Mugler. Începutul carierei de regizor de videofilm are loc în 1992, odată cu colaborarea la Too Funky a lui George Michael, în care apar pe scenă top modelele vremii. Spectacolul este destinul meu, spune Thierry Mugler. Pentru spectacolul tragic Lady Macbeth din 1985, prezentat la festivalul de la Avignon, Thierry Mugler o îmbrăca pe regină într-o rochie care apărea ca o colivie. Costumele cântăreau peste 20 de kilograme. Michel Lemieux a creat, plecând de la această interpretare a creatorului francez, instalația hologramă în 4D. Femeia la Thierry Mugler este jumătate mașină, jumătate om. Se metamorfozează în fluturi sau gândaci. Detaliile costumelor sunt importante, cum demonstrează aici în acest décolleté dernier. Ca să fii elegant, ai nevoie de curaj, este crezul său. Este prima expoziție dedicată creațiilor sale. Expoziția a avut premiera la Montreal în 2019, a fost la Rotterdam și va merge mai departe în Franța. Acesta a fost Artfel de Jurnal, duminică 31 mai. Vă aștept și duminica viitoare. Până atunci, încercați să vedeți frumosul!